La fel ca în fiecare an, în ajunul anului nou, străzile din orașul Dolhasca au fost pline de mascați. Apoi, toate cetele din localitățile arondate orașului Dolhasca au pornit către centrul localității pentru a lua parte la festivalul Datini și obiceiuri de iarnă din Dolhasca. Noi le-am pregătit premiu special, premiu 1, premiu 2, premiu 3, mențiune, dacă o să avem cui să dăm. Jocurile mascaților au fost însoțite de tradiționalele urături, din care nu au lipsit ironiile. Frânjile ale rupere înturbează câinile. Ia prin dealuri și prin vai, cu pintici și zurgan la aici. Vă place, vă, măi, ca la promota la noi. Mânați, măi! Este o tradiție, așa am prins eu de când eram copil mic, așa au rămas autoritatea locală, indiferent cine a fost ales de locuitori, sunt alături de sufletul locuitorilor în ziua de 31 decembrie. Câte cete vor evolua astăzi pe scenă? Astăzi vor evolua în jur la 10 cete. Localitatea este întinsă, are 8 sate componente și atunci fiecare cu mândria lui și încearcă să etaleze cei mai frumos prin lada bunicii, să o prezinte pe scenă la sfârșit de an.